In absenția lucii, tenebre vin cunt. Tenebrele deja ne cam înconjoară. Ar fi momentul să încercăm să înțelegem de ce, unde am putea găsi rădăcina situației spre care ne îndreptăm, care nu pare a fi foarte, foarte veselă și sensibil diferită de ce ne era promis sau ne așteptam. E ușor de găsit că e vinovat cu tare sau cu tare, că nu s-a urmărit nu știu ce paragraf sau nu știu alte chestiune și care altfel ar fi ieșit totul minunat. Dar noi suntem acum într-o situație reală, generată de ceva și ar fi cazul să căutăm rădăcina problemei. O ipoteză, destul de credibilă după părerea mea, este că nu am înțeles foarte bine noțiunea de piață liberă. A fost vândută ideea că piața liberă e o chestiune care funcționează minunat și rezolvă blocajele, să spunem, în care intrasem noi și nu doar noi, pentru că avansul foarte mare al ideii de piață liberă ca panaceu începuse de ceva vreme în Occident, de când cu Reagan și cu Thatcher. Dar mă tem că a fost prezentată o viziune un pic caricaturală a pieței libere, o viziune care trece totul prin intermediul banului. Orice chestiune simplificată, fatalmente, pierde detalii și deseori pierde detalii esențiale. Și un detaliu esențial care s-a pierdut este piața ideilor. Cumva, în ciuda direcției liberale către care ne îndreptăm, piața ideilor a fost practic asasinată. Nu mai vinde, nu mai cumpărăm idei, în ciuda faptului că ideile există. Asta este pe undeva un paradox. Avem idei disponibile peste tot, dar fiecare stă ancorat în ideea lui. Nu mai facem schimb de idei între noi. Ori, noțiunea de piață înseamnă să facem schimburi. Și un motiv pentru acest lucru este poate chiar inclusiv monetizarea, care a devenit practic obligatorie. În momentul în care totul trece prin monetizare, atunci ideile elevate, să spunem, care par mai valoroase, atrag. Alte idei care nu reușesc să fie prezentate destul de bine sau nu sunt considerate ca fiind și implicite, adică să te îngrijești copilul ceva implicit, nu e o valoare acolo. Deși dacă să ne gândim bine, acolo este poate cea mai importantă valoare. Și foarte ușor au ajuns să preia microfonul niște idei care au depășit mult domeniul lor de utilitate pentru societate până la urmă. Avem din nou alături de noi pe domnul profesor Alexandru Iacob. Bună ziua, domn profesor, ce părere aveți? Bună ziua, vă salut. Mă gândeam că ar trebui poate să creionăm un picuț lumea către care sugerăm noi că ne îndreptăm, pentru că și ora trecută, iarăși eu cu reflexiile mele profesorale. În discuția anterioară am sugerat, am lăsat să se înțeleagă că ne îndreptăm către vremuri nu prea grozave, ne așteaptă în față. Ce puțin zona europeană. Și ar trebui un picuț un tablou creionat. Vorbim de o deglobalizare, de posibilă recesiune către care se îndreaptă lumea vestică, dar nu numai, nici China nu e într-o situație veselă, de războaiele, focarele care s-au stârnit, de progresele tehnologice care par să dea lumea peste cap sau, în orice caz, se vorbește foarte mult despre anumite aspecte, automatizare și cred că de aici ar trebui început un picuț. Definirea problemei. Am zis un pic repede pentru către o cauză care am ajuns la concluzia cumva că e o cauză rădăcină a tuturor până la urmă. Și anume lipsa dezbaterii de idei. Până la urmă, asta este și un motiv important pentru care nu poate lăsa nici măcar în principiu socialismul, unde dezbaterea de idei era interzisă. Era un singur traseu transmis de partidul comunist. Sau era mimată. Obligatoriu. Era mimată foarte bine. Da, mimată în sensul că probabil cei aparatnici nu credeau în ideile lor, dar erau singurele idei care aveau voie să fie prezentate. Orice altceva era cel puțin periculos, să spunem, dacă... În fond, în perioada comunistă, cât am prins eu, perioada Ceaușescu, după 65,
am mers și la vot. Eu mi-amintesc că am fost și am votat, bineînțeles. Era periculos să nu mergi. Că se știa cine merge și cine nu. Cine trebuia să ia, se ieșea cu 90 și aproape 100%. Dacă măcar exista o alternativă. Unitatea de monolit în jurul partidului. Dar revenim la... Dar culmea e că pe vremea aceea aveam o piață a ideilor. Deci deși traseul oficial permitea un singur set de idei de transmis, cu puține și eu mici deviații aici și acolo care mi erau permise în mici perioade de deschidere, totuși ideile circulau între noi. Așa se explică faptul că la Revoluție practic nimeni nu mai era cu vechiul regim. Și ne întrebam cu toți, dar cum de-a stat? Cum de-a rezistat? Dar de ce spuneți că nu există o piață a ideilor în lumea contemporană? Unde? Văd dezbateri, văd puncte de vedere, văd polarizări, văd cercetări, exact. Publicații universitare, academice. Unde piață, lipsi? Piață implică schimb. Există ofertă, o mulțime, dar cam fiecare set de idei are proprii clienți, să spunem, atașați acelor idei și care nu sunt dispuși nici măcar să se uite la alte idei. Bulele până la urmă. Astea sunt. Deci bulele sunt create până la urmă de lipsa pieței ideilor. Piața ideilor e cea care sparge bulele. Lasă să treacă, o idee trece dintr-o bulă într-alta și în momentul respectiv pereții bulei se diluează. Poate chiar despar cu totul. Mă rog, în principiu nici nu se ajunge la o uniformizare. Este imposibilă și nici măcar nu e de dorit. Dar schimbul de idei limitează distanțele. Odată cu libertatea comunicațiilor, asta e culmea, piața ideilor nu s-a dezvoltat cum bănuiam noi naivi cândva, ci pur și simplu a dispărut. S-au spart în mici bucățele, mici bisericuțe care nici măcar nu mai comunică între ele și care deseori se urăsc. Am să dau un contraargument, un contraexemplu, mai bine zis. Piața ideilor politice din ultimii ani, nu știu, poate un deceniu, poate mai mult, din Europa. Au crescut mult ca intenții de vot, ca vot chiar în unele țări, partide pe care le numim noi așa generic, cumva populiste, de tip populist. Faptul că au crescut ca intenții de vot și ca vot exprimat în multe țări, în Franța, de exemplu, Italia, avem un premier care conduce o coaliție venită din zona respectivă, deși după ce a ajuns la putere s-au schimbat. Argentina, alegerile de duminică din Argentina au adus un populist. Dar rămânem la Europa. Polonia, chiar și la noi, dacă ne uităm pe sondaje, vedem. Bun, dar asta ce înseamnă? Că oameni care în trecut erau indiferenți la ideile politice respective s-au mutat acolo sau au migrat din alte parte, de la alte categorii de idei, de la... Ipoteza mea că această creștere a extremelor este o consecință la rândul ei a dispariției piețelor ideilor. Practic, partidele considerate frecventabile și-au uniformizat mesajul de o manieră la care nici măcar nu mai sunt discernabile, decât așa, prin tradiție. Eu votez numai cu culoarea cutare sau ceva de genul ăsta, dar dacă cineva șterge eticheta, chiar m-am uitat pe site-ul Parlamentului European, la grupurile parlamentare, la cum arată fiecare grup europarlamentar, are acolo descrierea ideilor. Și toate partidele centriste au chestiuni, practic, interșanjabile. Se suprapun, cumva. Se suprapun, exact. Da. Nu mai este nicio diferență între ele. Deci, practic, nu mai există politică în zona centrală. Dar am putea fi optimiști să spunem că suprapunerea ideologiilor, doctrinelor, ar veni din faptul că au identificat pe parcursul istoriei după al doilea război mondial practici optime și au ajuns toți la concluzia că așa trebuie să facem politica în domeniul economic, în domeniul social, în domeniul educației și așa mai departe. Exact. Și atunci, asta ar fi poezia. Și atunci n-au de ales decât să se îndrepte către acele... Și totuși apare curentul ăsta pe care, iarăși spun, îl numim generic populist, deși are culorile lui, nuanțele lui de la o țară la alta și poate chiar în interiorul aceleiași țări, care a atras către alte idei. Nu discutăm acum calitatea lor, că spune că înseamnă că a avut loc un schimb de... au comunicat oamenii aia. Asta e chestiune foarte interesantă. S-au uitat la ofertă, au zis, oferta aia o știu, partidele consacrate, cam la fel, a apărut ceva nou. Înseamnă că oamenii au ieșit din bula respectivă, s-au orientat către altceva. Exact. Dacă ar fi așa, ar însemna că în zona asta populistă am avea un set
coerent de idei care să dea ceva. Asta e direcția în care mergem. Ei, aici observă, să spunem, zona frecventabilă din nou, spune că degeaba merge spre populiști, extremiști, ce-o fi, pentru că ei nu știu să facă nimic. Uitați-vă, n-au nimic coerent acolo. Deci ei nu oferă niște idei alternative, ei doar observă că premiza acelei îmbinări, acelei dispariții a disputelor în zona centrală nu este realizată, în sensul că acea bunăstare promisă devine din ce în ce mai greu vizibilă, ba chiar... Adică ei sunt un fel de critici foarte buni, dar nu știu cu ce să vină în loc. Asta ei sunt un fel de copii care strigă împăratul, merge în pielea goală. E un lucru bun și asta, până la urmă. Exact, exact. Numai că e bine că... Deci e periculos pe undeva să mergi pe un împărat care are haine invizibile. Acum, întrebarea este... Ocui, încotro mergem. Deci copilul observă, domne, împăratul e gol. Noi putem face așa. Ar fi două trasee posibile. Unul ar fi, schimbăm cumva împăratul, schimbăm curtenii, pentru că împăratul nu era singur acolo. El stătea și mergea foarte așa, alaiul... pentru că alaiul lui îl lăudau, ce haine frumoase, ce mătăsuri fine, ce chestiuni care nu pricepe prostul ce ai tu aici. Făceau ca să nu pice de proști, pentru că ei vedeau aceeași realitate. Ei câștigau bani de acolo. Ei vedeau realitatea, deci, că împăratul nu avea nicio evident că o vedeau, transparentă. Dar, slujba la împărăție nu e o chestiune, nu e tocmai ceva făcut așa din patriotism. Se câștigă bine acolo. În termeni moderni, bugetar de rang înalt. Nu... Ceva de gen. Nu, chiar nu contează până la urmă. Dar cert este că sunt, aparțin sistemului puterii. Da. Și practic mesajul că toți suntem la fel este bazat pe mesajul transmis de doamna Thatcher cândva, celebru, nu există alte cale. A spus, dom'le, este un singur drum posibil, trebuie să mergem acolo, strângem în dinți și nu putem face decât așa, altă cale nu există. Câtă vreme calea propusă este funcțională, deci oferă ce se promitea, să spunem, publicul achiesează la chestiunea respectivă și el se face că votează, cum s-ar spune, în timp ce alții se fac că ne conduc. În momentul în care calea se dovedește a fi mult mai puțin accesibilă sau poate chiar dăunătoare, în momentul respectiv publicul se va răscula, pentru că întotdeauna există altă cale. Fiindcă veni vorba, mesajul cu nu există altă cale, este celebru la noi, știm un celebru politician care cândva la televiziune, într-un moment tot așa mai încălzit, a ieșit și a spus că când o face plopul pere și răchita mișunele, o să aibă România alt regim decât cel comunist. Politicia nu cauză fiind Ceaușescu. N-a durat mult. Ceaușescu, da. Deci mesajul că nu există altă cale, culmea preluat cu ardoare, practic, de aproape zona centrală, inclusiv de cei care spun că sunt progresiști, văd în viitor și vor salva ceva, este cel care joacă rolul ca pe toreadorului, arată electoratului care în democrație nici măcar nu trebuie să iasă să stea cu pieptul în fața gloanțelor. E suficient să bage votul în altă parte, ceva foarte, foarte simplu, și în momentul în care cineva vine și spune există altă cale, votați-ne pe noi și o să vă arătăm, îl va vota pe acela doar ca să demonstreze pe undeva că nu merge neapărat în direcția în care cred unii intelectuali de prestigiu că va merge obligatoriu, pentru că asta este tema, vom fi votați pentru că n-ai pe cine vota altcineva. O chestiune foarte periculoasă, pentru că întotdeauna este altcineva de votat. Și aici văd un efect al pieței. Rămân pe poziția de avocat al diavolului și văd și aici un efect al pieței ideilor în perioada contemporană, în perioada foarte recentă în care suntem. Chiar dacă partidele astea, iarăși, generic le spunem populiste, par să nu poată veni cu oferte aplicabile. Dar nici nu de ce să vină? De ce să se complice? Exact. Bun, și ăsta e un aspect. Dar efectul pe care îl aduc mutând voturi de la nemulțumiți în tolba lor se transmite la partidele consacrate și mă uit la ce se întâmplă în Germania. Voturi care s-au dus și au crescut către AfD, care e cam pivotul populismului în Germania la ora actuală.
a făcut ca la guvernare, coaliția care acum la guvernare a lui, a cancelarului Scholz, care e centrată pe social-democrați, să zicem, să împrumute elemente, să se inspire de acolo și să schimbe discursul legat de imigrație. Exact, exact. Adică au văzut că lumea e nemulțumită sustenabile și au spus până unde vor crește AFD pe tema imigrației și nu numai. Exact, pentru că este doar una din teme. Da, este una din teme. Sunt teme mai multe. E o temă care... Și francezii au aceeași problemă unde crește. Și suedezii au problema... Exact, exact. Adică sunt... Există reacție, apare o reacție. Apare o reacție, întrebarea este pe undeva... În ce măsură reacția este credibilă? Pentru că în momentul în care îl vezi, când înainte de alegeri și-a schimbat de pe stânga pe dreapta sau și-a schimbat mesajul, începe să semene ca umblă cu ceara vopsită. Da, dar cred că depinde de credibilitatea anterioară a respectivului politician sau partid sau coaliție. Adică dacă arată că schimbarea au făcut-o pentru că își dau seama că au mers pe o direcție greșită, să zicem. Oare? Sau își dau seama că nu pot să meargă în... Repet. Nu rămân la putere dacă schimbă ceva. Depinde de ce au acumulat în contul de credibilitate de până la momentul ăla, în toată povestea lor. Dacă Scholz este perceput de către electoratul german ca un om cu credibilitate și care spune... Am înțeles că nu e chiar cea mai bună variantă ce a spus cealaltă Margaret Thatcher a Germaniei. Sau poate observat că pur și simplu nu mai este sustenabil pentru că Germania are și probleme majore economice. Sau poate, dar repet, depinde cum o transmite. Era cândva locomotiva Europei, că nu mai este, dar pare să devină... Să nu uităm, locomotiva e și cea care frânează trenul. Iac. Nu doar îl tractează, nu îl accelerează. Și sunt niște probleme grele, să spunem, care afectează nu doar Germania, ci și restul Europei, care era deseori direcționată, Germania având masă imensă și oarecare coerență. Haideți să vorbim un pic de problemele astea grele, să rămânem la creionarea situației, care ce ne așteaptă, nu? Pentru că așa ați început, așa am discutat și mai ales, și mai ales cum de ce ne așteaptă, nu avem de unde să știm, dar ar fi practic până la urmă două variante posibile, că dacă ajungem la concluzia că totuși ceva nu e în regulă în zona centrală. Discutăm în scenarii, da. Bineînțeles. Deci, creșterea zonei periferice se datorează faptului că zona centrală nu mai are credibilitate. Și nu mai în politică. Inclusiv în știință. Deci a scăzut imens de mult încăderea în știință. Și pot să spun că pe bună dreptate pe undeva, pentru că oamenii de știință nu au fost capabili să aibă piața ideilor între ei, fiecare a stat în castelușul lui și a spus ideea lui. Idei împrăștiate. Totuși, universitățile din Europa de Vest, cele britanice, germane, și pe aici, pe acolo, prin alte țări, mai puțin ca număr, într-un top, uitam să văd dacă putem vedea un top, că sunt mai multe, Shanghai sau avem altceva acolo. Universitățile din Vest rămân în continuare bine poziționate în top și par să producă știință. Da, dar Europa reușește să nu mai producă produse. Știința, sigur. Acum e o discuție întreagă și ce înseamnă știință, fiindcă veni vorba. Vorbim de, eu când mă refer la știință, înțeleg cercetarea fundamentală, cea care nu urmărește să scoată ceva pe piață, altceva decât publicații. În urma... Și întrebarea după aceea, au valoare publicațiile respective? Asta ce se transferă valoare? În cercetarea aplicată și ar trebui exact. Să ajungă medicamente, aparate, exact. Descoperiri, telescoape. Și toate acestea se cam duc către alte trasee. De exemplu, am văzut când, cu ocazia pandemiei, Europa s-a potignit urât de tot la capitolul răspuns medical, da, dezvoltarea vaccinului, da, față de americani. Cel mai de... Deși vaccinele mRNA sunt pornite de la europeni, practic, era cineva o femeie din maghiară, dacă nu mă înșel, da, care a contribuit foarte mult cu niște idei și a pornit treaba asta, chiar cu încăpățânare pe undeva. Care făcea cercetări pe vaccinuri cu ARN, mesager, este BioNTech, e companie germană și a colaborat cu Pfizer.
Deci vaccinul e scos, să zicem, deci producția n-ar putut fi făcut, producția n-ar putut fi făcută în Europa? Nu era o companie axată pe producție, era un startup, i-am zice noi, în termeni antreprenorial. Exact. La început pregăteau pe viitor terapii bazate pe RNA mesager. Exact, dar incapabil să creeze ceva masiv necesar, totuși pentru o provocare masivă. Dar și putem să ne uităm cum a fost desfăită. I-au servit pe tavă cumva, făceau și Pfizer. Deci, de undeva s-au dezvoltat, să spun, s-au făcut niște mici pași, dar Europa a fost incapabilă să îi realizeze pe undeva, să facă elementul final. Și putem vedea aici chiar o diferență de abordare între Europa și lumea anglosaxonă, Anglia și Statele Unite, apropo de cum se face față la o provocare imensă, cum a fost pandemia, cum eu sunt în război. Atât americanii cât și englezii au aplicat tehnicile care se fac la război, adică efort centralizat și direcționat strategic. Deci nu au așteptat să vină cineva, o fabrică, să ofere, domnule, au mers la fiecare, au văzut ce resurse sunt, au venit cum să le pună la un loc, cum să sară pași de reglementare, dacă era nevoie, încât să genereze rapid un răspuns la o amenințare care părea imensă. O criză majoră, da. În timp ce modelul european este, stă comisia și noi așteptăm oferte. Semnăm contracte, după care ne plânge, domnule, dar nu s-a respectat contractul, noi am semnat contractul. Dar piața liberă nu a furnizat. Am găsit pe ce să dăm vina. Adică dăm vina pe incapacitatea noastră organizatorică, pentru că, până la urmă, scopul statelor, uniunilor sau ce e, este organizarea. Iar una din temele toxice, zic eu, la ora actuală, este că statul este complet incompetent și nu poate face absolut nimic. Dacă ar fi așa, nu mai avea armate. Armate este o chestiune, un atribut fatalmente a statului. Bun, dar nu... Deci la lucrurile mari și periculoase nu avem cum organiza altfel. Deci, cel puțin deocamdată, nu s-a inventat alt sistem de organizare care să poată gestiona lucruri mari și periculoase. Am înțeles, chiar dacă nu foarte eficient, că aici discuția, domnule, statul nu e foarte eficient, mediul privat face mai eficient. O ierarhie mai strictă e mai bună în situații de criză decât o ierarhie mai laxă sau lipsă. În sensul că poți agrega resurse. Da, am înțeles. E marea problemă. Înțeles, deci, problema pieței libere este, știu și eu, generează, canalizează resurse către direcții, dar s-ar putea direcțiile acelea să nu fie cele necesare, dar sau poate chiar să fie toxice. Nu cumva comparăm mere cu pere? Noi comparăm Europa, ați zis Europa, cu America sau Marea Britanie, care sunt state integrate. Statele Unite sunt o federație. Europa, Uniunea Europeană nu este încă o federație. Exact, e departe până la ajunge. Exact, exact. Să fie exact. O federație și pe de altă parte. Și atunci era cu broasca și o știucă care trag de resursele astea. Dar când întrebăm, vedem ce face Ungaria acum în Uniunea Europeană, exact, exact. Câte frâne, piedici pune în și diverse. Polonia. Și Polonia, deși au avut alegeri. Și o dispută care apare mai rar la noi este cea între motoarele principale, Franța și Germania, care nu sunt chiar așa într-un... Tocmai și atunci, nu știu dacă e corect să comparăm ce poate face Uniunea Europeană în această circunstanță, exact, cu ce fac americanii, exact, exact. Unde lucrurile pot fi. Iar dacă ne uităm la ce ne propun zona aceea centristă, să spunem, frecventabilă, care spune, domnule, cum rezolvăm faptul că totuși UE nu reușește să fie atât de performantă cum ar fi fost de așteptat din premisele schițate. Tot spun, doamne, e necesară, nu, e obligatoriu o mai mare federalizare Europei. Chiar la nivel central se fac pași, se fac așa ca să federalizeze o direcție care nu știu în ce măsură este măcar posibilă, pentru că pe măsură ce lucrurile nu merg chiar bine, crește euroscepticismul și nu doar în țări periferice. Deci ajungi să faci o federalizare în momentul în care populația de acolo chiar nu vede plus valoarea oferită de instituțiile care sunt acum. Deci acum avem niște instituții centrale care oferă, fac ceva. Ei, acel ceva ar trebui să fie, să dea un avans Europei față de, sau să păstreze o parte din avansul Europei față de restul lumii. Ori în practică se vede că acel avans se pierde din ce în ce mai mult, industrial, comercial, economic, intelectual. Europa pare din ce în ce mai puțin relevantă. În condițiile astea, ideea că statele se vor înghesui votanții să voteze partidele care să cedeze suveranitatea proprie unor funcționari care nu au confirmat până în acel moment, deci având
puțin, li s-a acordat puțină putere prin delegarea în cadrul Uniunii Europene, s-a delegat o mică parte din suveranitatea națională. Poate că ăsta ar fi răspunsul lor. Nu avem destule mijloace pârghii să mișcăm lucrurile în direcția dorită. Exact, ăsta este răspunsul pentru care este dat de cei din extrema stângă, tenchis le zic unii, când le spui socialismul nu poate funcționa. Și spui, domnule, socialismul nu a fost... condiții ideale. N-a existat niciodată ce s-a făcut Uniunea Sovietică, dar nu a fost socialism. A fost așa o chestiune. Că socialismul făcut cum trebuie ca la carte, el va funcționa. Deci doar în cazul extrem are șanse să funcționeze, nimic altceva nu are șanse să funcționeze. Deci nu poți să ajungi la punctul B decât rămân tot ce a funcționat până acum, creăm ceva de la zero. Ce credibilitate avem că chiar ar putea fi așa? Adică ce n-am putut merge la nivel mic, nici măcar minimal, de ce ar merge la nivel de autoritate supremă în care nici măcar n-ai voie să-l contești pentru că are puterea completă, totală. Oricum electoratul e fragmentat și unii vor considera că vor fi idealiști, vor spune că în condiții ideale funcționează sistemul, alții nu, tot acolo vom rămâne, dar sigur nu lămurim asta. Întrebarea este în ce măsură este un echilibru, adică în ce măsură omul de rând care vede că se prăbușește tot în jurul lui va crede că, domnule, se prăbușește pentru că n-ai votat tu cea mai avântată ofertă progresivă, progresistă, care și eu oare... Ambele tabere își aruncă argumentul ăsta. Sigur că da, dar în principiu ideea că oamenii vor renunța complet la ce au știut până atunci pentru o viziune e destul de puțin credibil. Posibil. Voiam să lămurim și pentru noi și pentru cei care ne privesc. Ați folosit de cel puțin două ore astăzi termenul de periferie a Uniunii Europene sau state periferice. La ce periferie ne referim noi aici? Cei care au intrat mai târziu? Nu. Periferie geografică? Ca influență de idei. Aceeași chestiune de lupta ideilor. Deci, din păcate... lupta ideilor nu prea mai există, sunt niște bazare care fiecare vine un set de idei și nu numai la nivel european, în întreaga lume există seturi de idei care au mai mult succes, să spunem, și cineva promovează ideile respective, alții n-au decât opțiunea să adere la ele, să spunem, sau să fie văzuți drept oamenii răi, ticăloși, proști până la urmă. Că asta este principala redută, să spunem, pe care se luptă împotriva creșterii populismului, că doar proștii votează acolo. Nu vrei să fii luat deși prost, deci vei vota cu altcineva. O redută foarte slabă. Pentru că populația nu se bucură să fie considerată proastă. Adică când vezi că cei de la centru mint, că până la urmă acolo e marea problemă a dispariției pieței ideilor. Cei din zona centrală sunt ancorați în foarte multe minciuni. Pentru că nefiind contestate în zona și show frecventabilă și văzute unde nu țin ideile respective, practic singurele contestări se duc către zona periferică, către zona extremelor, către zona populismului, care nici măcar nu trebuie să facă ceva foarte complicat. Deci, ce se observă, domnule, a mințit aici, o bucățică foarte mică. Pentru care minciuna respectivă se confirmă, în momentul respectiv s-a prăbușit complet autoritatea cu academii, cu stopul Shanghai, cu tot ce vrei, îi spune, domnule, ăștia ne mint. Și, deci, vin și zic că șansa de recuperare, să zicem, de redresare, că, practic, vedem două drumuri înainte dacă lucrurile merg rău. Să sperăm că nu o să meargă rău. Dar dacă merg rău și, din păcate, direcția cam așa pare, e în două direcții. Cumva reușim să recuperăm autoritatea, ori asta înseamnă să admitem greșelile care s-au făcut, inclusiv să admitem ce minciuni s-au spus, pentru că pe aici, pe acolo, și anume în zonele esențiale, s-au spus niște minciuni imense, care au devenit oficializate. Nimeni din zona Șușoiul Centrală nu putea fi văzut ca nemergând împreună cu împăratul, așa gol cum era el, convins fiind că este o etapă intermediară. E vorba doar de așa numitele minciuni albe, minciuni care au un scop mai înalt, să spunem, decât în sine. Pentru că vor să protejeze. Exact. Sau să care au utilitate câtă vreme nu sunt contestate, să spunem. În momentul care sunt contestate, în momentul respectiv,
este important să fie discutate și lămurit la nivelul celor care le promovează, la nivelul, și dacă avem autoritate academică, ar trebui mediul academic să, în primul rând, să discute și să lămurească foarte clar și pe înțelesul tuturor, să discute cu oricine elementele care sunt în dilemă. Pentru că o mare problemă care o avem acum, și nu doar acum, din mai multă vreme, în zona periferică, în zona centrală, se discută în general chestiuni de genul ăsta mai mult decât la noi. Și probabil că aici am putea face diferența. Zona periferică e zona în care nu prea există această piață a ideilor, această discuție. În zona periferică este văzut chestiunea, domnule, noi trebuie să ne ținem de o barcă, barca, capitanul zice așa, ne ținem de el. Că are de parte, că nici măcar nu ne interesează prea mult. Iar zona academică a ajuns să se separe în același manieră, în direcții complet disparate într-un fel, sau izolate în turnuri de fildeș care nu mai formează un regat și ușor științei. Formează pur și simplu turnul, fiecare în dreptul lui. E un efect, efectul Gold se numește, în care cum se dezvoltă zone academice rupte de realitate. Vine cineva cu o idee, face o conferință, adună mai mulți care au ideea respectivă, dacă ideea respectivă sună bine și eu cuiva din partea politică vin și ceva fonduri acolo, atrage din ce în ce mai mulți cercetători care au un salariu frumos asigurat câte vreme spun ce trebuie și ce spus și ajuns să zona aceea nu mai este accesibilă. Oricine este, zice altcumva, intră în categoria A, dar tu ești pseudoștiință sau ești extremist sau ești ceva de genul ăsta și ajung zone complet necontestate. Chiar dacă... Putem lua un exemplu? În pandemie, COVID-ul, vaccinarea... Da, hai să spunem că acela e un exemplu care a trecut deja, deși și acolo s-au făcut destul de multe erori, să spunem, de comunicare. Dar un exemplu care e curent, să spunem, și care ne afectează la nivelul politic, este direcția actuală legată de schimbările climatice și de traseul ecologic. Este o piatră de gât destul de mare și culmea este că este bazată, pornit de la un adevăr, s-au creat niște lucruri care sunt cel puțin improbabile, dacă, ca să nu spun direct mincinoase. Așa ca o anecdotă, cum am ajuns să fiu interesat în chestiuni de genul ăsta, cum să mă ocupam de alte chestiuni și nu mi-am venit să cred când cineva foarte bun în fizică a început să-mi explice că nu există încălzire globală. Că carbonul nu are nicio legătură, nu încălzește, totul sprosit, totul e o conspirație. Am spus, domnule, eu știam altfel, dar hai să studiez. Prin meserii, să spunem, înțeleg oarecum alea că de fizică, am început să văd bazele. Ce anume spunea el că nu este adevărat. Când verific în fizică, el spunea minciuni, îi povesteam, am anunțit, mă rog, fiind în domeniul cu înțelegea ecuații, se muta pe altă chestiune. Am pierdut imens de mult timp căutând cum să combat fiecare punct din ce spunea el. Înțeleg că nu era un interlocutor de bună credință care voia să ajungă la adevăr, voia să ajungă la adevărul lui. Își promovează adevărul lui. Și asta este surpriza pe undeva. Căutarea adevărului este o chestiune, să spunem, puțin naturală. Deci, disputele, dialogurile și dezbaterile nu au atât scopul de a găsi adevărul, cât de a crea coaliții. Și valabil și în știință? În știință ar trebui să fie excepție. Zic, ar trebui pentru că a ajuns să fie deformată oarecum și știința, ceea ce e un lucru nu doar neplăcut, dar îi afectează foarte mult credibilitatea. Deci, în mod normal, deci în știința excepție, în sensul că în știință să descoperi că ceva este altfel decât spune majoritatea, ar trebui să fie ceva care te lansează, în momentul în care este și confirmat. Cei mai celebri oameni de știință sunt oameni care au descoperit chestiuni care erau inimaginabile înainte. Și eu, Newton, Einstein, care a descoperit că universul, timpul este o dimensiune a universului, o chestiune care pur și simplu e mind-blown pentru gândirea clasică. Odată cu fragmentarea în bule, inclusiv a științei, prin acest efect Gold, a început să pătrundă și în acest domeniu același fenomen al creierii de alianțe. Deci spun ce nu ce iese din calcul, ba chiar ascund ce iese din calcul, prezint vin cu sofisme, care prezint niște chestiuni, că va fi totul minunat și frumos. Un exemplu, deci, tot în general, la partea climatică, care, cum spuneam, deci, evident, încălzire globală există, este antropogenică, e format de
emisia de CO2. Dar de aici a sărit foarte mult la niște chestiuni care sunt complet rupte de realitate, cum ar fi că am putea rezolva totul schimbând totul pe energie regenerabile, termen iarăși la rândul lui foarte forțat pentru că este un termen politic până la urmă, pentru că sunt puse la loc acolo lucruri complet diferite, cum e energia hidro și cea variabilă, solar și eolian, care vine cu niște, vin cu niște probleme destul de mărișoare și care încep să ne frigă economic și mai ales Europa, care a promovat foarte nici mult. Nici hidro nu e sfântă, dar nu cred. Nu există sfântă, asta e chestiunea. Nu cred că există o variantă. Nu, această separare pe componente ideologice până la urmă induce o idee foarte dăunătoare că poate fi ideal și nu trebuie să aperi ce vinzi tu, trebuie doar să ataci ce alte alternative există. Și în momentul în care ai găsit ceva care să-l ataci, în momentul respectiv își pierde credibilitatea și tu câștigi implicit, să spunem, că tu ai rămas acolo, pe tine nu te atacă nimeni pentru că e de rău augur. Deci, ziua de astăzi să spui ceva împotriva... Greta, să spunem, Greta, dar exact. Poate pe undeva un pic exagerat, dar ieșe sau un simptom. Cum am ajuns? Realmente manipulați. Adică în loc să facem, să ne uităm la cine face calcule și face o idee completă, coerentă, ne uităm un copil care spune, lozinci. How dare you? La lozinci, exact, la clișee, exact, la... Deci pur și simplu pe partea de... Părerea mea e că Greta Thunberg a avut un rol pozitiv acum câțiva ani, că a adus mai mult în lumină, poate în zone care nu îi acordau oare interes problem. Eu zic că da, a stârnit discuția, a stârnit problema. Impresia mea că este un simptom a unei chestiuni toxice. Deci în loc să dezbatem, să discutăm idei, transmitem emoții. Păi după aia, plecând de la emoții, dacă mă doare ceva, am emoția, mă doare, am pierdut ceva, m-am lovit, m-am... reacționez, mă răcoresc, mă răcesc și vin de pe poziție rațională, stai să văd. Asta nu s-a mai întâmplat. Deci am pierdut de... Asta nu s-a mai întâmplat. Ba eu zic că da. Finlanda nu cumva a revenit la deschiderea sau la construirea de reactoare nucleare. Da, Finlanda nici a fost niciodată antinuclear. Nici măcar vezi. Asta e interesantă. O luase pe panta. Cam nu. A existat o propagandă. S-au uitat la Germania. Toți s-au uitat la Germania. Germania, da, au dreptate. Ce facem cu deșeurile? Hai să pe termen lung și, dar nimeni s-au uitat. A verificat? Aveau dreptate? Sau era o imensă minciună? Tocmai pentru că după ce au făcut lucrul ăsta, unii s-au răzgândit. Franța oricum era pe energie nucleară. Nu tocmai. Deci Franța fusese... campioana. Nu, fusese păcălită, ca să nu spun sabotată, să-și distrugă energia nucleară. Deci avusese, deci există și o influență considerabilă, acum tot vorbim de amestec în treburile interne, dar Germania, în afară de poziția lor principial, puternică, să spunem, în economia și politica europeană, îi fac foarte mari eforturi de promovare a propriilor de propagandă realmente. Și cam fiecare partid parlamentar german are o fundație care desfășoară activități propagandistice în restul lumii, să spunem, și în primul rând în restul Europei, cu politica acelui partid. Și care reușesc, bine, nu neapărat prin acest traseu, prin diverse trasee, să spunem, de presiune, inclusiv în Franța, ajunseseră activiști antinucleari, pentru că lumea la televizor la noi le spune ecologiști. O mare minciună. Deci, nu toată lumea care își spune ecologist chiar este ecologist. Mulți își pun această etichetă frumoasă, atractivă, pentru a evita atacul. Chiar dacă ei, de fapt, luptă împotriva ecologismului, pentru că putem să vedem acest lucru chiar în relație cu schimbările climatice și cu Greta. Dacă ar fi într-adevăr, dacă ar crede măcar că se trebuie o urgență climatică generată de creșterea carbonului, atunci prima urgență este scăderea surselor care generează carbonul și păstrarea la cât mai mult posibil la surselor care nu emit carbon. Iar nuclearul este una din cele mai puternice surse care nu emit carbon, iar Germania avea cele mai performante centrale nucleare la nivel mondial. Foarte eficiente ca energie produsă, foarte puține incidente. Ingineria germană e cunoscută ca fiind superioară în acest punct de vedere. Reactoarele lor convoi erau celebre. Ei, la presiunea ecologiștilor, s-a zis, noi întâi închidem nuclearul și mai vedem, facem carbonul.
dărâmă sate, dărâmă turbine eoliene ca să facă exportări noi de lignit, ca să bage în centrale de carbon, de pentru care Germania este nu cea mai murdară economie europeană, aceea e Polonia, dar nu departe în urmă. Este una din cele mai murdare economii europene. Și își pune steaua că ar fi ecologistă și tot face și își trimite săgeți la adresa Franței, deși energia Franței este mult, mult mai verde decât a Germaniei. Printr-o rotație, să spunem, the old switcheroo, spun americanii, au schimbat, în loc de energie fără emisii de carbon, au pus energie regenerabilă. Iarăși zic regenerabil pentru că aici iarăși se amestecă două lucruri complet diferite ca tip de funcționalitate. În principal, cea hidro, care este o energie regenerabilă. Termenul ăsta, e greu de scăpat de acest termen. Este o energie... Resursa e regenerabilă. Da, discutabil care resurse, pentru că... Apa. Da, are un circuit hidro. În natură, da, așa, exact. Cam toate elementele au un circuit în natură. Da, nimic un circuit rapid, acolo. E un circuit rapid. Nici eolianul și solarul nu au circuite rapide. Până le exploatezi toate materialele acelea solarul grele care intră în panouri. Solarul nu circuit pentru că soarele nu se mai reface. Deci vine, sigur, vine niște energie de acolo, dar așa vine și la nuclear. La nuclear vine și energie din niște uraniu, adică pur și simplu niște pietre specifice, le pui în un loc, fac căldură. Nu e ceva fundamental diferit de energia care vine de la soare, care e tot nucleară până la urmă la bază. E problema radioactivității care apare la deșeuri, la uraniu și, la centrala care odată scoasă din funcțiune după 40-50 de ani sau cât au ele speranță de viață, ce faci cu ele? Aici e problema. Problema principală este legată de faptul că practic toată lumea scoate în față doar o critică a altora, fără să mai avem comparații relative. Este problema radioactivității unică pentru nuclear sau apare și la altele? Și dacă ne uităm și facem calcule, putem vedea că centralele pe cărbune emit mult mai multă radiație decât centralele nucleare pentru aceeași cantitate de energie produsă. Pentru că... Sterilul conține... Și cărbunele ars și... Deci există multe materiale radioactive, deci Pământul este radioactiv, mă rog, cote diferite, dar există orașe din lume în care sunt zone radioactive. În unele zone chiar Aradon, se poartă o gresie care este puternic radioactivă și care se pun pe pereți. Fără mai probleme, că o problemă mărișoară este... Sigur, așa și bananele sunt radioactive. Exact, și bananele sunt radioactive. De unde e măsurarea radioactivității? Se vede banane, pentru că vedeți o minciună mai mare, că radioactivitatea ar fi un rău unic, mai mare decât orice altceva. Să liniștim lumea, să spunem că fondul natural de radiații e natural, după cum îi spune numele, și că atâta timp cât nu... adăugăm doze suplimentare exponându-ne. Ce înseamnă doze suplimentare? Pentru că putem vedea, fondul natural nu este uniform. Sunt orașe. Este un oraș în Iran în care fondul natural este de zeci de ori mai ridicat decât cel de oriunde altundeva. Probabil și oamenii acolo nu fac cancere, nu fac o viață cât se poate de normal. Sunt tot sub o marjă acceptabilă. Ce înseamnă să adaugi? Nedetectabil. Înseamnă să zbori cu avionul zilnic. Deci o altă minciună. Înseamnă să te expui la radiografii pulmonare sau dentare de 5 ori pe lună. Sau să bei apă cu radio care se purta cu 100 de ani. Să locuiești în locuințe care excesiv de au mult radon în subsoluri și așa mai departe și nu sunt bine betanșate. Să lucrezi în medii cu radioactivitatea. Da, lucruri exagerate. Nimeni nu susține că, indiferent de nivel, radiațiile ar fi... neglijabile, n-ar avea niciun efect. De la nivele foarte înalte... Medicii radiologi ce program de lucru au? Câte ore? Dar apropo, ne întrebăm chestiuni genul ăsta, cum e cu sporurile de radiații pentru cei care lucrează la calculator, pentru că acum se poartă mult la noi. Hai, toată lumea are spor de radiații. Medicii radiologi, dacă știu bine, au 6 ore program. Deci, există niște presiuni, folosind niște termeni care au fost demonizați, cum sunt radiațiile, și care sunt băgate în diverse locuri, uneori cu sens, sigur. E foarte posibil pentru radiologi să fie într-adevăr o problemă. Nici măcar nu știu dacă este chiar așa. Pentru că ideea că radiații în orice doză ar fi periculoase este o imensă minciună care trece drept știință.
A făcut cineva o chestiune cu niște muscălițe de oțet, la radiații, doze de radiații foarte mari, și a extrapolat și a scos o imensă minciună care se numește linear not threshold, prag linear fără, linear fără prag. Adică radiațiile, oricât de puține ar fi, tot sunt periculoase. Radiațiile electromagnetice se împart în două categorii din punctul ăsta de vedere. Dacă știu, iarăși vorbesc ca nespecialist, să zicem. Sunt cele cu efect biologic și care încep de pe la ultraviolet chiar și încolo spre X, gamma, celelalte cu frecvență tot mai mare. Și celelalte, inclusiv lumina pe care o avem de la becuri și de la soare, lumina naturală. Fără efect biologic. Are efect biologic și lumina. O lumină suficient de intensă... Nu rupe legăturile chimice din ADN. Exact. Acolo nu e problema. Nu sunt radiații dure. Acolo e problema. Deci, energie într-o coantă de energie, la frecvența respectivă, ca să rupă legături nu este destul chimice. Energie ca să rupă legături chimice, exact, da. Care nu poate fi reparate ulterior. Deci ele, radiațiile cu potențial destructiv biologic, au, cum le spuneți, au potențialul de a produce mutații. Exact, sunt fatalmente limitate. Dar acum mutațiile alea, că 99% sunt neutre și că n-au niciun efect asupra organismului, țesutului și așa mai departe, e altceva. Doar mai puțin de 1% produc un efect care poate fi uneori și un efect favorabil, o mutație favorabilă. Dar această distinție era și a scăpat, știm foarte bine, marile zbateri legate de, care apar mereu la 2G, 3G, 4G, 5G și cât o fi, că bun, alea și gata, o murim pentru că ne radiază, deși sunt frecvențe radio care sunt mult în zona fără efect biologic. Mult sub infraroșu, nici măcar principial n-ar trebui să... Bine, poate să spui că va fi un fenomen necunoscut, dar atunci povara dovezii ar trebui să mute la cel care dovedește că au un anumit efect. Și ce sunt scoși în față? Sunt scoși așa numiți radiosensitivi. Unii care spun că, domnule, ei simt radiațiile și dacă porneți ceva, un telefon, ce fie, să-l doare capul, se simte foarte rău. Și au fost întestate câțiva asemenea subiecti, au fost de acord să participe la teste și au constatat că ei, de fapt, spun că îi doare capul dacă știu că este ceva. Adică dacă este un telefon pornit, dar nu știe că este, se simte chiar foarte bine. Este așa numit efect nocebo. Da. Fratele rău a efectului placebo. Corect, da. Pentru că efectul placebo e un fenomen destul de interesant prin care ni se pare că ne simțim mai bine dacă suntem îngrijiți. Este efectul pe care funcționează o altă mare minciună răspândită, cea cu homeopatia și care e baza a industriei farmaceutice până la urmă și care transmite ideea că, domnule, are efect pastila aceea, chiar dacă nu conține nici măcar o moleculă din substanța inițială, dar chiar cum mai puțin conține, cu atât mai defect este. Cum ați spus că, nu știu dacă am fost atent, homeopatia este baza industriei farmaceutice. O bază la noi, pentru că de câte ori farmacie, la orice îi spuneți, imediat se furnizează homeopatia. Acestei ramuri care produce medicamente homeopatice. Am făcut o hiperbolă. Nu a industriei farmaceutice clasice. Da, nu, clar că partea industriei farmaceutice clasică, dar farmaciști care ar trebui și eu teoretic au nevoie de un rang, adică oricine poate să vândă pastile, ar trebui ceva care să știe ce e acolo, la orice avea îți pune în față un homeopat, pentru că acolo nu sunt controlate, deci medicamentele care au efect sunt în general strict controlate, nu pot fi date chiar oricui, chiar oricând, inclusiv prețurile sunt limitate, negociate într-un fel, tot felul de clase de cloba, pe când la homeopatie nu există limite. Acelea putea fi vândute și la alimentare, pentru că oricum tot nu au niciun efect, dar este o ceva specific care permit și eu un flux financiar care nu strică în timpurile de astăzi, dar care iarăși afectează încrederea. Cum poți să ai încredere cineva specializat într-un domeniu care îți recomandă ceva care acel domeniu spune că nu funcționează. Ce spune farmacie? Da, noi avem inclusiv la facultăți de medicină cursuri de homeopatie luate cât se poate de în serios. Chiar celebra agenda medicală are o anexă despre homeopate și care se poate cât se poate de în serios. Și nimeni nu spune nimic pentru că, hai că pică bine, e un efect placebo, dacă omul se simte bine, hai să lăsăm așa, da, în bursa de vedere. Înțeles și chestiunea asta. Într-un fel, dar deseori poate să ducă în lucruri relativ periculoase, în care oameni disperați ajung și investească imens ce nu-și permit în chestiuni care folosesc, exploatează aceeași vulnerabilitate psihologică, să spunem. Am auzit la cutare medici că ar fi bun, asta e. Dacă merge pe calea tratamentelor de tipul ăsta,
el întârzie și să ajungă la tratamentul eficient sau la un specialist. Exact. Care bine, aici, discuțiile aici sunt foarte delicate, sigur. Noi acolo am luat un pic cam prea exagerat, am folosit cele mai tari cuvinte. Dacă cineva vrea să înlege de juridic, o să spunem că sunt hiperbole, deci nu le luați în serios, nu le dați în judecat. Da. Și fiindcă veni vorba, aceeași discuție se pot face și privind medicamente propriu-zise la care nu e foarte clar care e mecanismul de acțiune și se dau din tradiție. Există niște medicamente, dar se dă chestiunea asta, că așa se dă la boală întotdeauna, deși luat la bani mărunți, nu se găsește un document. Mai mult așa din tradiție. Hei, am făcut o paranteză imensă prin homeopatie, dar iarăși un exemplu de piața ideilor puțin discutat. Și ca să ajungem la partea de efect nocebo, folosită ca să transmită ideea că radiațiile ar fi neapărat periculoase, deși luate la bani mărunți, acel efect periculos s-ar putea să fie, nu doar nedetectabil, s-ar putea să fie chiar în sens invers. În sensul că s-au făcut experimente, cum s-ar descurca viața fără radiații. Deci undeva niște galerii imense sub pământ s-au cultivat diverse plante, diverse organisme într-o zonă lipsită de radiații. Cât mai puțin lipsită de radiații, sigur, mai ajung pe acolo particule elementare, dar care practic nu interacționează cu materia, cum e neutrino. Plantele, organismele crescute în acel mediu nu au performat, ba deseori nici măcar nu au supraviețuit. Se pare că o mică doză de radiații este necesară, poate chiar necesară, necesară vieții, pentru că viața a crescut într-un mediu plin de radiații și are mecanisme de corectare a efectelor negative și e posibil să fie efecte puțin detectabile să fie necesabile inclusiv pentru menținerea ei. E un domeniu încă în cercetare, dar care contrazice clar acea idee mult promovată și considerată încă oficial ca fiind poziția științifică că orice radiație e periculoasă, trebuie minimizat totul cu orice preț. Și e ceva specific doar pentru radiație, nu se întâmplă același lucru și în domeniul chimic, pentru că și în domeniul chimic e aceeași chestiune. Lucrurile după niște doze sunt letale și se controlează până undeva. Pentru că chimie... Doza face o travă. Exact, doza face o travă. Și nimeni nu a putut să explice de ce ar fi cumva în domeniul radiațiilor, care până la urmă, dacă le considerăm adverse, cu efecte adverse pentru organism, sunt până la urmă tot o travă și ar trebui lămurit cât e doza rezonabilă și ce, nu, se, praguri, ce nu urcă până acolo, nu are sens să... oficiale pentru exact. Doza de radiație. Ori în domeniul energiei nucleare, radiațiile sunt pe departe cel mai bine controlate. Văzim niște teste, inclusiv centralele pe gaz generează radiații comparative, poate chiar mai mari decât centralele nucleare, pentru că gazul natural conține mici cantități de radon. Și la arderea acela este eliminat în atmosferă, deci ne radiază. Da. Gazele care erau vândute drept pod de tranziție spre un viitor verde. Ei, erau vândute și cu interes, pentru că vânzarea se pare că a venit de la marii producători de gaze, de la răsărit. Exact. Rusia, chiar observa cineva, un polonez la un moment dat, a observat că unul dintre care ei refuză să spunem gazele rusești, era că imediat ce o țară semnează contract cu Gazpromul, brusc apar acolo o mulțime de fundații ecologiste care încep să lupte cu orice altceva care ar putea să concureze vânzarea de gaze rusești, începând cu fracking-ul, cum am avut noi la Pungești. Nici măcar nu era clar dacă avem sau nu gaze exploatabile, adică era ceva de cercetare științifică. Urma să înceapă explorarea. Exact, o zonă de explorare. Și am ieșit toți, nu trebuie să ne salvezi. Da, bun, aici interferă în planul pur științific, interferă și alte interese, alte... Exact, exact. Interferă diverse chestiuni inevitabil. Care nici măcar nu pot fi discutate, pentru că în momentul în care începi să plătești acolo, ești vândut, vezi cărbune, vezi ce... Nu cred că toată lumea reacționează... Asta e mesajul tipic. ...la maniera asta, dar într-adevăr sunt reacții... Deci, aici vedem efectul cel mai toxic al lipsei pieței ideilor, supraviețuirea minciunilor. Nu e o noutate, este o butadă celebră, nu știu dacă e clar
cine anume a spus-o, că o minciună trebuie să fie cât mai mare ca să fie credibilă. Și în momentul în care este reprodusă destul de des și de persoane destul de credibile, în momentul respectiv devine pur și simplu adevăr. Sau îi se dă valoare de adevăr. Se dă, nu, exact, nu e corect exact să spunem că devine adevăr. Exact. Devine adevărul pentru multă lume. În percepția publică exact începe să capete... Și... Devine... Iar butada respectivă era făcută în relație cu Partidul Nazist, care a avansat cu niște minciuni imense, pornit cu cum era, cu protocoale înțelepților Sionului și alte, și alte prostioare propagandistice fabricate de diversi, care ajunseseră să fie considerate de bune de lumea, și știu, civilizată. Nemții nu erau chiar totuși cei mai proști oameni din lumea asta, baștea, adică chiar din potrivă, erau luminări intelectuale înainte de a face dezastrele care erau făcute în Europa. Printr-o metodă foarte simplă, s-a demonizat orice contradicție, ca aparținând și eu dușmanilor poporului, din evreilor, comuniștilor, bolșevicilor și așa mai departe, și prin excludere, adevărul este ce spunem noi că este și mergem în față cu, cu nazismul. Și mă tem că riscăm să se ajunge tot acolo într-un mod asemănător prin faptul că nu mai pot fi discutate excesele până la urmă, că le spunem noi minciuni, ele sunt excese într-un fel, bazate pe ceva și după aceea aduse în alte direcții, cu alte, amplificate cu alte motivații, să spunem, care ajung să devină mai degrabă periculoase, mult mai periculoase decât ce încearcă ele să combată. Și dacă ne uităm la variantele, cum am spus, cum am putea merge în față în cazul în care lucrurile se confirmă că nu merg bine, avem deci două direcții mari și late. Una ar fi să refacem o piață a ideilor prin care se poate fi discutate ideile luate drept bune, pentru că aproape orice idee dată, noi avem, sunt un număr de idei, un nume de vaci sacre, să spunem, care sunt incontestabile. Pui cu fraza respectivă și toată lumea face mătănii. Aproape niciuna nu rezistă la analiză riguroasă. Toate conțin doze semnificative de aproximație care după aceea sunt amplificate până la a goli de sens ce se dorea să se facă inițial. Ei, dacă ajungem să putem discuta acele vaci sacre, este o șansă ca zona centrală să poată să-și regăsească echilibrul undeva. Nu neapărat pe o ideologie, pentru că asta e o mare problemă pe undeva. Nu există ideologii sau direcții clar definite care să fie indubitabil bune. Dar putem de detecta, să spunem, direcții care sunt probabil periculoase și de care putem să ne distanțăm. Și atunci putem forma o zonă între niște extreme, o zonă de echilibru, să spunem. Cam pe unde e drumul? Putem merge pe drum, pe partea stângă, pe partea dreaptă, dar să stăm pe drum, să ne ducem în râpă. Unde ar trebui să aibă loc piața asta să se întâmple? În ce medii? Bună întrebare. În școală, în mediul academic, în mass media, în... Noi încercăm aici să facem un schimb de idei. Suntem într-o piață. Piață. Unde este piața? Piața este în școală? Este în mass media? Piața este ceva... Piața e unde se întâlnește... Oferta exact cu cererea. Piața, când o formezi, apare cererea. Agora. În momentul în care definești o anumită piață. Dar piețele, la modul general, sunt atribute ale întregii societăți. Deci nu, instituțiile sunt efectul pe undeva al respectivelor piețe. Nu sunt neapărat cele care le generează. Dar nu întrebam în sens neapărat fizic sau și, instituțional. Da. De unde ar trebui să pornească? Să se repornească? Putem merge prin eliminare să vedem cam ce a mai rămas. Nu poate să pornească dintr-o zonă, foarte ocupată cu alte lucruri. Cei care au de cules porumb, se muncește mult acolo, la scos cărbune, la ceva. Este mult efort de depus și aproape tot efortul îți este direcționat în partea respectivă. Nu îți rămâne energie, să spunem, ca să poți să citești ecuații de fizică. Nu, asta înseamnă să ne ducem iarăși la intelectual, nu? Acolo vreau să ajung, pentru că cealaltă direcție, deci am luat-o din partea de... Nu poți să spui jos. E periculos. Se poartă și vedem o mulțime de academicieni care vin și să spun proști așa ce votează. Nu există proști așa, toți suntem la fel de deștepți, fiecare către o altă direcție de canalizare a eforturilor.
Bine, cu câteva foarte mici excepții, până la urmă, medicale, poate. Cei de sus, dar lumea vina pe politicieni, că dacă aveam noi politicieni, bun, ce-ar fi? Ei, numai că au alte treburi. Deseori, cei mai de sus depind de structura existentă, de schimburile existente de idei, și în momentul în care începe să le pună sub discuție, riscă să-și piardă suportul. Ori, cei care ajung sus se pricep la gestionat, l-au obținut și gestionat suportul respectiv. Ei vor fi cei care mai degrabă vor pune frână la orice altă chestiune, atacând-o într-un fel sau altul. Deci rămâne o clasă de mijloc, clasă de mijloc a spiritului, spunea cineva, este și o carte, Boierii Minții. Interesant concept. O recomand. Cei care au oarecare capacitate prin natura lor, prin activitatea lor, să înțeleagă lucruri, poate și un pic dincolo de ce fac ei chiar în fiecare zi, și ar putea găsi motivații să depună efortul deloc neglijabil de a înțelege lucruri care nu sunt neapărat plătite. Pentru că noi avem o problemă în ziua de astăzi, ce nu este plătit undeva ca salariul e o chestiune fără valoare. Nu contează. Așa, fiecare este fixat fix pe domeniul lui, se face o separație, o hiperspecializare de oameni care nu mai găsesc motivații să discute, să facă schimburi de idei între ei. Ei, aceeași chestiune este valabilă și în domeniul ideilor și în domeniul piețelor, pentru că și piețele au aceeași probleme, piețele și financiare sau economice. Se întâmplă și acolo un fenomen similar, în care este distrusă clasa de mijloc, care nu mai găsește loc. Este distrusă de sus de mari canalizări, de eforturi imense care distrug absolut orice chestiune modestă, să spunem. Același lucru se întâmplă și în domeniul ideilor, în care centralizarea adusă de comunicații, și asta a fost surpriza mea și motivul pentru care am început să mă uit la chestiune genul ăsta, am pornit inițial cu ideea deficitului de informații, că suntem mai numai că nu avem acces la informații, nu avem rețele, era vremea comunismului atâta izolări și am încercat să lucrez cât am putut să aduc în zona noastră, după putere, acces la informații cât mai diverse. Șocul a fost când am constatat că acces la informații ajunge mai mult să strice. Și strică din ce cauză? Din cauza că ne pune în contact direct cu cei mai performanți. Deci ce povesteam data trecută de legat de marketing, care te convinge să cumperi ceva. Noi suntem amatori, jucăm cu o industrie întreagă și specializată cu psihologi, chestiuni genul ăsta, și care te împing către un număr foarte limitat de opțiuni, determinate de altcineva oricum. Exact același lucru se întâmplă și în domeniul cultural. În domeniul cultural avem acces toți la cei mai spectaculoși, comici, civisiți a ecranului, actori, ce vrem noi, la apăsare pe buton. Filozofi, scriitori. Nimeni nu se mai uită la piciunul lui Hazos. Cândva, pe vremuri, când eram izolați, făceam din când în când, nu era voie, dar noi făceam mici petreceri în care aveam colegi simpatici, unii chiar au grupul divertit, se cunoscut de așa, pornit el. Ei au fost colegi cu mine la facultatea de electronică, în Iași. Pe de altă parte, influencerii care apar, unii foarte tineri și capătă milioane de followers, de fani, milioane, zeci de milioane, dacă vorbim de influenceri străini, sute de milioane, pornesc de jos. Pornesc de jos, înțelegtează de jos, dar nu mai pornesc pe baza unei selecții undeva de idei. Ei pornesc pe... Ei sunt, până la urmă, o altă formă de marketing. Deci, prind o chestiune care cumva este ușor de trimis către public, deseori afectând, să spunem, căderi fiziologice al organismului. Ceva undeva poate asemănător cu drogurile. Drogurile sunt periculoase, în primul rând, pentru că schimbă canalizarea omului, în loc să te mai gândești la ceva. Poate că problema celor care ar trebui să vină în contrapondere la influencerii, n-aș vrea să generalizez, să spun că toți influencerii sunt neapărat negativi sau nu aduc valoare. Poate că problema e în partea cealaltă, că nu știu ceilalți, nu știm noi să captăm atenția. Și cum ar trebui să facem treaba asta? Care ar fi traseul prin care să ajungem să captăm atenția? Nu știu. Nu sunt profesionist în chestiunea asta. O idee ar fi că, adică, mă rog, cum funcționează, de fapt? Atenția este captată prin vizibilitate. Cum ajungi la vizibilitate? Cum ajungi să-și faci vizibilitate?
Da. Unor o poți face prin agregarea de resurse. Ajungi undeva și la putere, ai petrol, promovezi ceva, generezi atenție. Dar există și alte metode de generat vizibilitate și anume prin coerență. Deci, dacă e să găsesc o vină, să spunem, vină neapărat intelectualuri, e că prin faptul că aceștia nu mai discută între ei, nu mai formează acea piață a ideilor, nu mai pot forma o perspectivă coerentă care să fie vizibilă pentru cei din jur. Și atunci suntem sparți în aceste mici bule legate în jurul oricăror prostii, antivacciniști, radiații, pământul plat, ce vrei și ce nu vrei, pentru că bă, nu mai există ceva credibil. Chestii cu importanță mult mai mică. Exact, ceva asta, credibil. Asta totuși ceva în care să ai încredere. Că discuția trece practic prin încredere. Prin separarea, să spunem, vizibilității de relația socială, încrederea s-a diluat. Da, publicul are mai vrea. Publicul în sens larg, mă includ și eu în publicul ăsta, ne includem și noi, pentru că suntem la rândul nostru consumatori de idei. Vrea, nu e obosit de... Impresia mea că, din potrivă, el tânjește. De trăim într-un ocean de informații. El tânjește după ceva coerent și nu îi se oferă. Practic, se oferă doar două porții vizibile. Discursul oficial, care spune... Altfel nu se poate și se uită că de fapt acela trimite niște resurse către unii care așa, în timp ce el este cel jumulit. Și discursul, cum să spunem, conspiraționist. Ceva care spune totul e o minciună. Vă mint aia, exact, nu-i ascultați. Hai să vă spun, știu eu totul. Da. Vă explic cum este. A, și între astea două nu prea ar fi. Între astea două nu mai avem centru. Deci, intelectual, centrul a dispărut. Și acest centru poate fi format doar prin discuții, prin dialog, prin formarea unei piețe a ideilor, de singuri care o pot face. Degeaba dăm vina pe politicieni că nu ne dau bani. Nu ne trebuie bani ca să stăm de vorbă. Pur și simplu să ne racordăm, să ne strunjim ideile. Pentru că nimeni nu le poate ști pe toate și în momentul în care cineva știe ceva, el poate să corecteze pe cineva care a spus că a înțeles ceva greșit. Da, dar ajungem la o altă rădăcină sau poate e aceeași. Orgoliu de a... Exact. Poate că de aici să... Exact, orgoliu este o chestiune, dar treaba științei, treaba intelectualului este tocmai să găsească o contrapondere, pentru că ei în asta stau, ei stau în lucrurile, domnule, eu nu sunt ca ăla care se repede prima oară când vede ceva care are pofte, eu înțeleg lucruri și găsesc ceva interesant prin faptul că se înțeleg lucruri. O altă problemă care generează această chestiune este snobismul. Presez mereu că am primit un mesaj zilele trecute de la cineva cu... Da, mă rog, nu contează ce nume, fel de nume avea, că nu înțeleg nimic istorie și să mai citesc. Este foarte răspândită această abordare. O mulțime de oameni care chiar încearcă să facă lucruri, toți stau în frunte, n-ai citit, citește cartea mea. Sigur, e laudabil că au făcut ceva util și au încercat să aducă lucrurile mai aproape, dar adultul nu învață, nu depune efortul citind o carte, e un efort mare. Nu, e greu să citim, mai ales în contextul în care avem foarte mult aflux de lucruri spectaculoase care se ne umple suntem toată capacitatea de atenție foarte limitată. De tot felul. Exact, exact. Da. Și atunci trimisul a citit o carte este practic o altă formă de a spune ești un prost. Traseul normal, să spunem, normal în sensul că ar fi productiv, ar fi să dacă observi că a spus ceva greșit, aici e greșit. Argumentul punctual. Din ce cauză, cât mai punctual și direct, dacă se poate face, adică ideal ar fi pe undeva dezvoltat acest discurs, o leacă mai departe, dacă se poate chiar în cluburi, în ceva, nu știu, în care mai multă lume să discute elementele delicate, să discute în sensul de a face un efort onest de a le înțelege și de a găsi, cred nu neapărat cum e adevărul, pentru că nu avem acest problema adevăr. Cu efortul onest. Mai e suficientă lume dispusă să facă un Nu e nevoie să fie onest. Foarte multă lume. Acea e lucru foarte interesant. Deci, ca să schimbi ceva, nu e nevoie să generezi o majoritate a societății. E suficient o minoritate destul de mare. S-au făcut niște estimări undeva, dacă se ajunge la un 15% din societate, se răstoarnă cu totul.
Și acum ce întrebare este... Un bulgăre de zăpadă care crește? Exact, exact. Nu trebuie să devenim majoritar, cum spuneam. 15%. Și atunci, dacă este așa, suntem într-o cursă către cine formează primul la cei 15%. Da. Pentru că pe cursa asta nu sunt doar intelectuali, dacă aștia zice că intelectuali nici măcar nu participă aici. Ei stau undeva departe, cu aere de boieri și susțin... voi sunteți niște proști. Citiți ce am scris noi, pentru că acolo vă spunem cum trebuie să fie lucrurile. Nu mai au credibilitate. Ei trebuie cumva să transmită altcumva. E nevoie de o roată, de o curea de transmisie, să spunem, între zona superioară și restul lumii. Un fel de influencer local. Și ăsta era modul în care funcționa tradițional presa. Presa nu funcționa prin faptul că lumea se uita la tine, citea ziarul sau vedea postul TV și înțelegea ce ai spus, ci un număr de influenceri studiau, preluau mesajul și îl discutau după aceea cu cei din jur, gen poiana lui Iocan. Mai mult sau mai puțin apropiat de adevăr, dar acele curele de transmisie intermediare au dispărut cu totul. Au dispărut inclusiv canalele locale care mai jucau cât și de cât rolul ăsta. Orașul ăsta avea cândva, nu știu, avea vreo 4 posturi de televiziune, 5 ziare. Cu greu mai supraviețuiește câte ceva. În urma acestui efort managerial, aș spune, de centralizare, prin eficiență economică. Este mai eficient să scapi de chestiunea asta, câte vreme lumea se uită doar la canalele centrale, pentru că fiecare are un număr limitat de canale, 4-5 la care se uită. Restul, sigur, o mulțime de oameni mai fac eforturi locale. Există YouTube, TikTok... Da, unde iarăși nu există o piață a ideilor. Acolo te uiți la ce se prezintă. Adică faptul că selectează cineva din regie ce anume se transmite sau selectează un algoritm, nu e chiar foarte diferit. Dar poți selecta singur, mă interesează. Poți selecta pentru că e un volum imens. Practic depinde de algoritm. Vedem ce zice algoritmul, că ar fi chei separat algoritmul, că n-ar interesa într-un fel. Și poate chiar ne interesează. Dar s-ar putea întâmpla să fie lucruri mai importante care ne scapă, pentru că avem capacitatea de atenție limitată. Atâtea secunde putem asculta. Și nu mai avem filtre, să spunem, în care să avem încredere. Și asta ar fi utilitatea localismului, să spunem. Formarea de filtre sociale. Nu instituționalizate definite de cineva, care poate fi după aceea bănuit că are un interes să-și trage ceva, ci pur și simplu prin faptul că vrem să înțelegem și să facem ceva mai departe și să oferim celorlalți să lansăm un club local de discuții. Noi am mai avut conversații exact. Subiectul ăsta. Marea problemă este că noi nu ne pricepem la asta. Ce ar trebui să avem ajutorul celor care se pricep la așa ceva, cei din partea culturală, artistică. Invităm... Ar putea zic eu să ajute la acest lucru. Vedem cum, dacă reușim să-i convingem. Invităm cei care ne văd, ne aud să... De aceea așteptăm mesaje, informații, critici, nu contează, și poate reușim să împingem într-un fel lucrurile încât să vorbim și direct, nu doar mediat, prin intermediul tehnologiei. Cam atât pentru astăzi, la revedere, ne auzim data viitoare. Toate bune!